În curând se va efectua triajul rapid, cu accent pe ancheta epidemiologică pentru persoanele care intră în spital, pentru a reduce la minim riscul transmiterii de infecții gripale sau COVID-19 la pacienții cu alte patologii. Mulțumim inspectoratului pentru situații de urgență Maramuneș prin detașamentul de pompieri Sighetul Marmației pentru promptitudinea și devotamentul de care dau dovadă. Au montat în timp record cel de-al treilea cort destinat trierii bolnavilor în zona unității de primiri urgențe de la Spitalul Municipal Sighet. Noi cu toții suntem pregătiți pentru orice intervenție, însă depinde de dumneavoastră ca acestea să nu fie necesare, să nu trebuiască să așteptăm prea mulți pacienți. Cum facem asta? Simplu. Stăm acasă, nu frecventăm decât dacă este imperios necesar locurile publice, păstrăm igiena mâinilor noastre, ne dezinfectăm ori de câte ori atingem suprafețe ce ar putea fi contaminate și totul va fi bine, a precizat Horea Scubli, primarul municipiului Sighetum Armației. Până acum, la Spitalul Municipal Sighetum Marmației au fost montate trei astfel de corturi pentru triaj epidemiologic.